Am fost agresat în plină stradă, împreună cu familia mea de susnumitul Ciucul Florin, care este inginer la APA SERV. Motivele? Niște conflicte mai vechi, în care am fost hărțuit de el și am proces împotriva, plângere penală împotriva lui și împotriva nevestei lui. Și acum mă plimbam pe stradă cu familia, a oprit aici și a sărit la mine la bătaie. M-a lovit, cu ce v-a lovit? Cu pumnii, cu tot ce-a putut și m-a trântit și pe jos. Sunt camere aici prinse de la Claudia. Sper să puteți cere motive. A venit poliția și acum sunt curios să vină ambulanța, că de jumătate de oră am stau după ea. Am înțeles. Să vină. Cum vă numiți? Iancu Cosmin Ionel. Motiva lui de vreo 3 ori, cred că și oricum, nu cred că nu s-a luat nicio măsură. Motivele care sunt, doamnă? Au niște conflicte, adică conflicte. De aia el îl vânește pe soțul meu că tot îi trimite ceva mesaje, în fine, soțul meu poate să spună mai în detaliu. La soțul dumneavoastră, cât și dumneavoastră, vă este viața pusă în pericol? Păi normal, și a prietenilor noștri, până la urmă, a fost de două cunoștințe, dar nu a spus legale, o prietena noastră a așteptat-o în fața scării, cu glugă pe cap, seara, și a făcut-o în toate felurile, și în injurii și așa. De multe ori a oprit mașina lângă ea și, era foarte insistent, se uita foarte insistent la ea, deci ei teamă ca să mai lăsă, să lase copilul afară. La o altă cunoștință de-a noastră s-a dus la servicii, i-a început să înjure și să facă toate lucrurile. Deci persoanele nici măcar nu erau implicate sub nicio formă, deci chiar nu aveau nicio treabă, doar că ne cunosc, atât. Deci chiar nu se poate. Ai niște pretenții, zici că e un om cu studii superioare sau mie mi se pare normal ca să vorbești față în față, normal nu s-a pus să dai în cap la un pe stradă, adică merge cu familia liniștită. Și acum ați văzut când a fost soțul noastră bătut? Păi da, eram toți trei, mergeam cu copilul la plimbare pe stradă. Și cu ce l-a lovit? Nu știu, cu pumnii, cu nu știu, s-au trântit pe jos, cam să li se despart, dar... Și pe dumneavoastră nu v-a agresat? Nu, pe mine nu, pe soțul meu. Și dumneavoastră cum vă numiți? Mariana Iancu. Iată, nu Câmpean. Legat de starul penal de lovire, adică un conflict spontan între doi bărbați din municipiul Petroșani, în urma plângerii depuse, ca polițiștii să efectueze cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de lovit sau alte violențe, în vederea stabilirii circunstanțelor în care s-a produs incidentul respectiv. Da, vă mulțumesc foarte mult. Nu, l-am împins. El m-a lovit pe mine. Atunci, vă rog frumos, hai să nu fim nervoși. Spuneți-mi exact ce s-a întâmplat. Și eu da, exact. Locul altercație. Altercație înseamnă schimb de opinii. Mi se întâmplă să de nevasta. Și el m-a împins pe mine, mi-a rupt lățișorul de la gât, nu mi-a mai lor luat, probabil, și atunci eu am ripostat. Nu, asta s-a întâmplat. Așa că e și mare exagerare.